Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, o să vă arăt ce cărți am citit în decembrie. Nu vine să cred că s-a terminat și anul ăsta. Sunt pur și simplu șocat. Dar, da, ce să facem? Asta e. Înainte de a începe, v-aș ruga să mergeți pe conturile mele de Bookstagram și BookTok chiar aici pe ecran. Un follow m-ar ajuta enorm. Acolo sunt foarte, foarte, foarte activă. Așadar, haideți să începem pentru că am citit multe cărți luna asta. Cred că e cea mai bună lună din an. Dar am și cărți ușoare și cărți mai greuțe, nu prea am, sincer, chiar m-am distrat luna asta, dar o să le vedeți imediat. Am început cu Despre morți numai de bine, de Teodora Vescan, o carte publicată la editura Data Group, care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Și chiar, mi se pare că e puțin murdară. Da, ok, gata. Mi-a plăcut foarte mult și sunt tare curioasă și de cealaltă carte a Teodorei, publicată la aceeași editură, pe care o să o citesc cât de curând în 2024, ce ciudat sună 2024, ok? Și da, chiar mi-a plăcut și am rezonat cu modul ei de scriere, este o carte foarte interesantă pe care chiar o recomand. Mai departe, am citit Măcelarul din Mlaștină, carte tradusă la editura Bookzone. Voiam neapărat un thriller de la ei, nu știu, aveam chef, nu mai citisem de mult și l-am ales pe acesta pentru că e mai mărunțel. S-a citit extrem de repede, cred că are 200 de pagini, 250, și am citit-o undeva, cred că o oră jumătate, ceva de genul. Are o copertă foarte, foarte interesantă și merge o poză din aia foarte mișto, deci chiar arată foarte, foarte bine. Și abia aștept să pun și recenzia, încă nu m-am apucat de poză, cel puțin când filmez, nu știu când vedeți voi clipul, dar e ok. Mai departe am citit ceva de la autorul meu favorit român, anume Copilul Deltei, scris de Liviu Chifane. Ediția a doua e revizuită, îmi scuzați apropo vocea, dar sunt răcită, pentru că, da, iarnă. Și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Este de asemenea și cartea mea favorită de la autor mai nou. Deci, da, mai am de citit de la el doar Eroi din Întâmplare 3 și am cam citit tot, cred. Dar, da, așteptăm să mai scoată cărți. Vă recomand din suflet și autorul și cartea, dar cartea asta chiar a fost genială. Deci, s-a citit atât de ușor și atât de frumoasă și, nu știu, pur și simplu a fost și emoționată. Nu mai zic că dau spoilere. Mai departe am citit o carte pentru copii de la editura Arthur. Știți doar că eu citesc toate genurile, toate, mai puțin dezvoltare personală, nu prea am citit, dar în rest chiar citesc toate genurile și toate vârstele. Așadar, am citit Tatăl rău pentru că eram tare curioasă de, nu se vede, dar am pus numai sticky notes-uri galbene. A fost foarte amuzantă. Eram foarte curioasă de ce a mai scris acest autor, pe care îl citeam deseori când eram micuță și da, s-a publica și aceasta la noi. Arată foarte, foarte bine, este în colecția Fanny Green, comică, a fost foarte comică, deci chiar fiecare, nu știu, n-a fost nicio pagină pe care să o pot lua foarte în serios, dar în același timp a fost emoționantă și evidențiază într-un mod foarte frumos și pe înțelesul tuturor și pentru toate vârstele relația asta tată-fiu. Mai departe, am citit o carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult și e una dintre, cum să zic, adică, nu că nu aveam așteptări, doar că eu mereu sunt sceptică când vine vorba de autori români. Asta pentru că nu am avut cele mai plăcute experiențe până să descopăr autorii de la Data Group. Dar am citit Sin, primul volum. Cred că mai citisem și Draco, da, de autori români, dar nu mi-a plăcut atât de mult. Bun, am citit Sin, greșeli colosale, de Bianca Păflorentina, carte publicată la Bookzone, carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult și abia aștept să citesc și continuarea. Din fericire, se află în biblioteca mea deja și volumul al doilea. Sunt foarte curioasă de continuare, este o autoare pe care eu o recomand din suflet. Nici nu am simțit efectiv că e scrisă de autoare român, că pur și simplu atât de frumos și de bine este scrisă. De departe ne-am întors la editura Arthur. Am citit volumul 2 din Jurnalul unui puști pentru că, cum să nu ador cartea asta, pur și simplu nu înțeleg. Mi se pare o lectură atât de relaxantă și atât de ușor de citit și atât de plăcută. Nu știam dacă o să mai citesc cartea asta luna aceasta, însă am văzut filmele și mi-a venit cheful dintr-o dată. Chiar după ce am văzut filmul
cărții respective. Am citit-o și a fost foarte amuzant să văd înainte și după să citesc, nu știu, nu prea practic eu asta. Dar da, știți că eu recomand mereu Jurnalul unui puști, mi se pare ceva foarte relaxant și foarte ușor și plăcut de citit. Nu chiar toate vârstele, 12 plus, așa cum am menționat și la primul volum. Mai departe am citit Doamna din Lac, un thriller de la editura Crime Scene Press, care mi-a plăcut destul de mult. Știți că inițial m-a atras coperta la ea și pot să zic că vă recomand, este un thriller interesant, mai ales pentru cei care abia descoperă acest gen literar. Nu pot să zic că este ceva ieșit din comun, dar este un thriller bun care merită citit și pe care, da, vi-l recomand. Mai departe avem o carte, așa puțin să zic, emoționantă, dar nu cartea în sine, cât faptul că e un final de serie. Am citit finalul din seria Off Campus de L. Kennedy, care mi-a plăcut foarte, foarte mult, avem multe perspective și mi-era foarte, foarte dor de seria asta, chiar nu mai citisem de ceva timp, cred. Nu mai țin minte când am citit volumul celălalt, dar parcă să zic că volumul 4 mi-a plăcut cel mai puțin, cred, dintre toate. Însă aceasta mi-a readus pofta de serie și, din păcate, ultimul volum, wow, trebuie să mă apuc de Briar-ul în 2024, deci da. Vă recomand din suflet Off Campus și vă recomand din suflet autoarea. Am citit și Complexul fetei cu minți și Reputația fetei rele sau ceva de genul, seria Avalon Bay, și chiar vă recomand autoarea, mi se pare că are un mod de scriere al ei și cărțile pur și simplu se parcurg într-un mod aparte. Mai departe, am citit o carte de care sunt foarte încântată. De aici încep, nu doar thrillere, dar mă rog, în fine. Așa. Mai departe am citit de Ruth Ware, Crimă la Oxford, din ediția asta foarte simpatică, acum la editura 3, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Știți că Ruth Ware este una dintre autorii, una dintre autoarele, mă rog, mele favorite, dar unul dintre autorii mei favoriți. Și am citit, sunt mândră că am citit și Într-o pădure întunecată, cred că aceea este prima carte pe care am citit-o eu de la autoare. Vă recomand din suflet, deci vă recomand din suflet, pentru că chiar scrie foarte bine și sunt niște thrillere de fiecare dată, nu știu, m-a surprins cu ceva, mai puțin ușa ferecată, parcă nu mi-a plăcut atât de mult, dar în rest am avut ceva cu finalul, parcă, dar în rest chiar mi se pare că Ruth Ware ne surprinde cu fiecare pagină, dar și la fiecare carte mi se pare că nu ai cum să te plictisești, pur și simplu de fiecare dată e ceva nou, ceva și mai ciudat decât data trecută, și îmi place foarte, foarte mult coperta și ediția, deci superbă. Mai departe am citit novela asta de Bachman, care se numește Afacerea vieții tale, o carte tot așa, mai mult de mesaj, nu o să pot să vă zic foarte multe, vă dați seama, uitați-vă puțin la ea, dar se aseamănă cu aia cu Și în fiecare dimineață drumul spre casă e tot mai lung, la modul că e tot așa foarte subțire și nu am ce să vă zic despre ea. Este o novelă, pot doar să vă zic să citiți și să vă spun că această copertă e absolut, absolut minunată și că vă recomand autorul. Eu am citit aproape tot de la el, mai puțin două cărți. Deci chiar vă recomand mai ales seria Bertown, deci vă recomand din suflet. Mai departe am citit altă carte de suflet și tot așa în final de serie, pentru că am zis că trebuie anul ăsta să termin cu ele. Am citit De-aș oarecele și pisica, volumul, bine, de fapt nu e, e ultimul volum tradus la noi, dar nu e finalul seriei, din câte știu eu, să sperăm. Și mi-a plăcut tare, tare, tare mult. Ador modul de scriere al lui M.J. Arledge și ador seria Helen Grace. Cred că e una dintre seriile mele favorite, cu siguranță top 3. Din nou, ediția asta foarte frumoasă, eu cred că e cea mai voluminoasă din serie de până acum, ca și cotor, dar ca număr de pagini mi se pare că cealaltă din urmă avea mai multe. Ce nu-mi place e că nu sunt deloc flexibile, dar nu prea sunt flexibile la 3 de obicei. În rest arată foarte, foarte bine, a fost superbă și nu pot să vă zic multe pentru că ar fi spoiler, dar citiți seria pentru că e must read din punctul meu de vedere, dacă sunteți iubitori de thriller. Mai departe, am citit o carte în care se află în biblioteca mea, cred că de acum vreo 3 ani de zile, cred că exagerez, cred că vreo 2, dar anume Fica Raihului, o carte care, mă rog, are ca subiect, practic, Holocaustul și este emoționantă, clasică de ficțiune istorică.
Și uitați, scrie aici: o călătorie superbă, extrem de emoționantă în tumultul și tragedia celui de-al doilea război mondial. O carte emoționantă, cu un subiect foarte emoționant și încărcat așa de emoții. Eu sunt fană, adică acestor cărți, dar nu prea am mai citit în ultimul timp și asta a venit așa un pic boom, deci chiar n-am mai citit de foarte mult timp ceva despre Holocaust și sunt destul de pasionată de subiectul ăsta, adică întotdeauna mi-a plăcut să citesc despre asta și să plâng într-un fel, adică da, știe toată lumea de dinainte că o să plângă la cărți de genul și asta a venit așa ca un pumn, că chiar nu am mai citit de foarte, foarte mult timp și am vrut neapărat luna asta să o terminăm așa. Și am mai citit și Dispariția lui Molly Clark de la Corinth, de la Leda Bazar, cred că este, da? Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Modul de scriere al autorei este foarte, foarte interesant și chiar m-am înțeles cu el foarte bine. Mie mi-a plăcut mult de tot și vă recomand. Este oarecum noutate, nu știu, este tradus anul acesta Leda Bazar și vă recomand și cartea și autoarea, n-am mai citit altceva de la ea, dar văd că avem aici că a avut un bestseller cu O noapte înainte, la care nu am ajuns până acum. O poveste care creează dependență și este părere de A.J. Finn, care a scris Femeia de la fereastră, pe care eu am citit-o și care mi-a plăcut la nebunie, așa că dacă v-a plăcut aia, o să vă placă și asta, credeți-mă. Cam acesta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut nu uitați să-mi dați mie un like, un share, un subscribe și să-mi scrieți în comentarii ce cărți ați ales voi să citiți în ultima lună a acestui an. Bye, spor la citit!